sau frițara? Frițara pe Dana Băgan. Sezonul estival. În ce sens, adică? Adică în sensul că, adică în restul anului eu stau nasoală sau cum? În rest stau grasă? Ce, mă? Voi, gândiți-vă. Voi dăm pe ce sex, mă? Sunt niște fătăle, mă, cum să dai mesaje? Deci tu să-i dai mesaj uneia pe Facebook, adică nu cum noi, o idee bună. Bună? Bine, alea care răspunzi, niște imbecile, adică... Cum să dai, mă, mesaje la femei? Voi nu mai aveți, mă, nimic, voi trăiți totul pe ne, mă, sunt niște legume, mă. Parveniți toți, toți sunteți, toți 99.9% se par nicio parveniți, toți. Rețineți, toți, știu mulți, știu multe nunți, știu tot, știu nunța tot, ce mișcănoș. Deci, fătălile ăștia părveniți, mă, ei cu ele cupluri, cu situații care, știu mă, ce vor de la nuntă și se duc și, știi ce se întâmplă, vorbesc la locație sau cu cine se ocupă să facă mâncare și fac degustări. După ce poziție? Prințesele, nu mănâncă ciolan cu fasole și nici ciorbă de burtă și nici nu merg la restaurant și comand un antricot și un șnițel cu pireu și cu salată. Astea sunt secrete, mă. Că prințesele sunt prințese. Ce te aștepți de la un bărbat când te-a văzut mâncând ciolan? Băi, amețitelor, vreau să știu și eu. Voi de ce faceți, mă, copii? Bă, de ce faceți copii dacă este așa o dramă, bă, băiat? Bă, dacă nu știți nici ce pemper să-i luați. Bă, nu știți nimic. Stați și vorbiți între voi orice. Dacă a făcut, dacă... Bă, de ce faceți? Bă, fiți atent aici. Nu toate femeile sunt făcute să fie mame. Vreau să spun ceva? Eu nu consider că este ok să rămâi cu asta. Știi de ce? Pentru că ce este cu să-ți trimită ție pistole prin borsetă și chestia asta? Ce înseamnă? Fă-te loc. Gata, am concluzionat. Așa. Dita mai matahalele care mergeți cu poșețica aia poștaș. Ce e aia, mă? Ce e în ea? Ce e în ea, bă? Bărbații își țin portofelul în buzunar. Ori la piept, ori la spate. E ok. De când aveți poșete? Aveți voi poșete acum 3-4 ani? Mai eu, Ricky Balboilor, este acea piesă vestimentară săranilor care se pune pe sub ceva. E ca chiloții. Știi? Italienilor nebuni, vă ardeți fără chiloți sau cum vă ardeți? Dacă ieșiți mai eu, ieșiți în chiloți. Chiloți și mai ușesezi. Chiloți, mă. Ardeți un chiloți pe stradă. Aștia care sunt întreținute femei, bă, sunt ocupați de neață până noaptea. Bă, știi cât aleargă, mă? În fiecare trebuie să spele mașină. Bă, să nu mai pun trafic, bă, băiatule. Acum lasă sacoșa cu roșii, acum trebuie să-l ia pe la mic. Acum fugi, acum trebuie să o ducă pe ea la birou, să o întoarcă, să o plinșiți pe ea. V-am spus de ei, ăia care le lasă pastele și demarează. Unde ai plecat? Aiurea, tu crezi că fugi de ea? Nu fuge, știi cât are? Uite-te la listă. Curățătorie, alea, bang, în fiecare zi se duce, plătește facturile, vine, ia-l sună oricum din oră în oră. Ai terminat, acolo ai ajuns, nu, iarna aia. Trebuia să ajungi la 12. E tâcă, el aleargă, bă, ce s-ar face, mă, fără ea, mă?
ele toate orăcăie că vor o putină de niște bomboane, nimic, un buchet de flori. Important este iubirea ta pentru noi, adevăr. Deci ele au niște găști. Știi, găștile de amețitele, știți? Da, alea sunt ca niște stabururi. Ce mafiu sunteți voi? Voi sunt niște băieței în roz, cu batistuță, care vă trageți în selfie de dimineață până seara, care n-aveți nici vă da barba ca lumea. Dacă vă lăsați barba să vă crească, n-aveți barbă. N-aveți, nu crește. Știți ce zic? Adică termin-o-s cu aberațiile astea, pe bune. Vă e rușine să vă fie? Păi tu ieși să faci educație și să vorbești tu despre justiție. În ce calitate vorbești despre justiție? În ce calitate vorbești tu? Cine ești? Cine ești, mă? Ai uitat când ai alergat repede la Cotroceni, că te-a dat afară și te-ai dus repede la Hoha Sanchi, nu știu dacă te-a primit, și după aia când a scris în presă, te-ai pozat repede la un televizor. S-a oprit țara. S-a oprit țara pe Dana Băiat. Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. E limpede, Dana Budeanu e în această seară invitata mea în prima parte a acestei emisiuni. Poate să-ți placă, Dana, sau poate să nu-ți placă, n-ai cum să o ignori. Este unul dintre oamenii care sunt cu adevărat influenți. Am văzut în ultima vreme s-a inventat o nouă meserie de influenceri. E un fel de a ascunde o serie întreagă de acțiuni de PR pe care le fac diverse persoane publice și spun că sunt influenceri. E bine, în momentul în care te uiți la impactul pe care lucrurile spuse de Dana Budeanu, verdictul Danei Budeanu, te uiți pe accesări și îți dai seama că influențează milioane și milioane de oameni. Influențează în mod special pe cei care sunt tineri și foarte tineri. Iar în seara asta mă voi opri din orice pentru a vorbi cu Dana Budeanu, pentru că mi se pare important. Mi se pare important pentru multe aspecte, inclusiv pentru verdictul pe care astăzi l-a înregistrat, l-a difuzat. Vorbește în acest verdict despre subiectul pe care eu îl consider a fi de departe cel mai important subiect în acestui moment. Deschiderea școlilor și modul în care aceste școli sunt deschise în această pandemie despre care autoritățile au vorbit în ultimele luni de zile ca fiind ceva dramatic. Și sigur că dacă te uiți pe cifrele de astăzi, când au murit 60 de persoane, este ceva dramatic. Problema este dacă este într-atât de dramatic. Cum faci de deschis școlile la o manieră care pare că, de fapt, este un haos absolut? Astăzi, ministrul educației a ieșit într-o conferință de presă și aproape niciunul dintre răspunsurile așteptate de milioane de părinți, de milioane de bunici, nu au venit. Această guvernare a ajuns la putere spunând, în mod repetat, că vor avea grijă de educație și de sănătate. Este ocazia lor să aibă grijă și de educație și de sănătate în contextul acestei pandemii. Dar cum au grijă când lucrurile, așa cum le-au prezentat, sunt într-o formă absolut dezastruoasă? E unul dintre subiectele din această seară. Dar Dana nu vorbește doar despre asta. Vorbește despre multe subiecte și în seara asta aflam în momentul în care intram cu Dana în studio primul interviu pe care îl acordă unui post de televiziune. Tot ceea ce știm, a fost la ProTV, avea acolo o rubrică, a plecat de acolo cu scandal, face un verdict de atunci care a avut un boom, pur și simplu. E un fenomen, unora le place, altora nu, dar e un fenomen. Sărut mâna, Dana, bun venit! Bună seara! De ce ai ales în această seară să dai primul interviu? Imaginez că ai multe cereri de interviuri. Am primit o rugăminte care a venit cumva peste rugămintea ta și împreună cele două rugăminți au avut greutatea necesară de a mă aduce aici. Nu neapărat refuz toate celelalte propuneri, dar sunt contrar verdictelor. Sunt o persoană foarte izolată. Nu... Astă seară s-ar putea să vedeți o Dana Budeanu ușor schimbată astăzi, pentru că fetițele mele se uită la mine. Este prima dată
De când s-au născut, când se uită la mine la prima televizor. Prima dată când le lași să se uită la televizor? Prima dată când o văd pe mami la televizor, prima dată când se uită la televizor, ele nu se uită. Se uită foarte rar, se uită la filme, dar da. Nu se uită la televiziunea prin cablu, să-i spunem, okay. Decât la meciurile de fotbal. Dar, este prima dată când mă văd și de aceea am stat încordată în timpul promoului. Bună seara, dragile mele! Sper să vă bucurați foarte tare de emisiunea asta, că tot vă uitați prima dată, să vă bucurați cu adevărat de mama și de tot ce se va întâmpla în seara asta. Ce înseamnă pentru tine când te uiți, de exemplu, cum te uita mai devreme, la acele fragmente din verdictele tale? Ce senzație ai? E foarte ciudat, pentru că nu mă uit aproape niciodată. Trag verdictul în regim live, după care mă ridic și plec și pur și simplu el ajunge pe YouTube. Nu există montaj, de aceea, mă rog, sunt tot felul de întreruperi și etc., pentru că nu aș putea, adică eu nu aș putea niciodată, cred, să fac ce faci tu sau să înregistrez o emisiune pur și simplu și să o montez, n-aș putea. E cumva un start pe care mi-l dau în momentul în care încep să vorbesc și... Ei, asta este ce fac și eu, dau un start în momentul în care vine genericul, știu, e live. Eu nu am desfășurător, nu am absolut nimic, nici la verdictul politic. Desfășurătorul sunt eu, așa cum desfășurătorul da. Poți fi, adică nu cred că n-ai putea să faci asta. Eu, producătoarea mi-a mulțumit în cască pentru că atunci când ei se încurcă, eu îi încurc pentru că eu le cer lucruri, ei doar știu că voi cere anumite lucruri fără să fiu un desfășurător. Dana, vreau să te întreb ceva. Mulți te urmăresc, îți urmăresc opiniile, se regăsesc poate în ceea ce spui tu, unii poate sunt intrigați, sunt tot felul de oameni, unii sunt de acord, alții nu sunt de acord. Cum ai ajuns? Poate povestea ta și povestea a ceea ce faci tu e un moment bun de a o spune. Cum am ajuns să fac verdictul? Să faci verdictul, da. Verdictul a început cu cel vestimentar, că așa a început. A început acum, suntem în anul 2020, cred că acum 18 ani, da, arăt perfect, dar acum 18 ani am început verdictul. Eram foarte, foarte tânără ca acum și atunci, mă rog, am inițiat această rubrică într-o revistă care astăzi nici nu mai există, se numea Star. Nu știu, era unui grup grec, habar n-am, nu mai țin minte. Adică nu că nu mai țin, nu știu exact cu ea, mă rog. Și acolo am început, după care a continuat în revista Ceaua și nu cred că mă poate contrazice nimeni, era realmente cea mai citită rubrică de critică vestimentară. De aici a pornit verdictul, după care am făcut o pauză de aproximativ, nu știu, 2-3 ani, nu mai știu exact. Și la rugămințile producătoarei de la Pro, Andrei Carand, am acceptat să o fac la ProTV și am întrerupt-o anul trecut, în urma unui scandal binecunoscut. Ok, este momentul în care ai întrerupt-o și ai început să o difuzezi doar pe net, atunci a fost marele boom, atunci au început să vină cele mai multe accesări, cele mai multe vizualizări? Da, eu la o săptămână după ce am întrerupt rubrica acolo, am deschis canalul ăsta, mă rog, și am făcut-o pe YouTube. Da, a explodat pur și simplu din prima. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, într-adevăr, rubrica era urmărită, dar audiența, cred eu, înregistrată pe post, nu avea nicio legătură, de fapt, cu audiența rubricii în sine. Cred că foarte multă lume se uita online, pentru că primeam, într-adevăr, foarte multe mesaje când urcați online, pentru că ea era la ora 12 și nimeni nu se uita, probabil, atunci. Adică nu că nimeni, nu toată lumea, cu toate că se întrerupea ora, totul, viața și se uitau și la birou fiind și oriunde, dar nu cred că în volumul în care se uitau pe online și pur și simplu cred că publicul s-a mutat într-o săptămână pe canalul meu de YouTube. Ceva fantastic așa. Cineva care face ce faci tu nu-și propune desigur să facă, domne, eu acum fac educație, eu acum încerc să-l explic oamenilor, nu știu, ABC-ul vestimentar sau ABC-ul democrației sau ABC-ul. În momentul în care faci așa ceva, înțelegi că de fapt e o convenție, e entertainment și sigur că lucrurile pe care le spui trebuie să fie suficient de interesante pentru a-i magnetiza pe oameni. Cine sunt cei pe care ai descoperit că sunt interesați de ceea ce spui tu? A cui voce
Ai devenit în perioada asta. Nu vreau să te contrazic, dar la mine nu a fost așa. Eu pur și simplu am vrut să educ. Ai vrut să educi? Da, prin verdictul vestimentar am vrut foarte mult să educ. Toate amețitele le-ai educat? Toate amețitele. Astăzi, acum, de acum un an sunt amețite. De acum, mă rog, nici un an, n-avem niciun an. Sunt amețite și, mă rog, mafioți. Deci, de pe așteptam să vorbim, că n-am mai vorbit de multă vreme. Cine sunt amețitele? Deci dăm și mie un dicționar, să înțeleg. După părerea mea, toate persoanele care urmăresc rubrica. Chiar toate? Majoritatea. Și știți ce se întâmplă? Senzația este că există cumva așa un val imens de ură sau, nu știu, la adresa mea sau la adresa rubricilor pe care le fac, dar nu este așa. N-am avut în viața mea niciun fel de, nu știu, intersecție cu vreo persoană publică sau vedetă. Vorbim înainte de a deschide canalul de YouTube, despre care, nu știu, am afirmat că este prost îmbrăcată și cumva vedeta să se fi supărat sau... Nu, n-a existat niciodată asta. Astea sunt niște prostii și niște interpretări ale unor mase extrem de mediocre. A glumi, a face caterincă, a face mișto... Sunt niște atribute firești și extrem de deștepte ale vieții. Adică, cred că simțul umorului este direct proporțional cu nivelul de inteligență al fiecărui. Adică, eu cred că, de fapt, toate verdictele mele sunt urmărite pentru că sunt extrem de smart. De aceea și este un fenomen, pentru că fenomenul ăsta, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, nu mă consider un fenomen, ceea ce fac a devenit un fenomen, sau mă rog, impactul la ceea ce fac a devenit un fenomen, pentru că oamenii foarte smart sunt foarte rari, persoanele de față se exclud, știi și vorba asta? Cea mai proastă vorbă. Am auzit-o. Da, așa. Da. Așa ca să putem să vorbim despre orice persoană de față sexul. Mă rog. Deci, persoanele și mințile foarte deștepte sunt foarte rare și este firesc ca tot ceea ce creează acestea să devină un fenomen. Pornim de la o carte fenomen, pornim de la o emisiune fenomen, pornim de la un stand-up comedy foarte bun, fenomen, etc. În absolut toate domeniile există fenomene. Fenomenul, problema, de fapt, este că fenomenul este despre inteligență. Fenomenul devine... Uite, noi nu ne știm chiar foarte bine. Am întâlnit de câte ori, va ori în viață. Însă, ultima dată când am vorbit cu tine, întâlnindu-ne într-un context cu o prietenă comună și poate... Care a stat aici? Care a stat aici și am putea să-i spunem numele. Da. Anastasia Soare. Atunci... Un fenomen? Mi-ai spus, absolut un fenomen. Un fenomen global. Global. Mă rog, cine are șansa să o cunoască și să înțeleagă acest fenomen. Atunci mi-ai spus un lucru. Că ești preocupată de faptul că sunt copii, sunt fetițe, care se uită la tine și îți dai seama că îți împrumută expresiile tale, împrumută sintagme pe care le folosești. Vine cumva cu o responsabilitate, nu? Da. Sunt foarte preocupată de acest aspect, de aceea fetițele mele, pentru că am copii. Fetițele mele nu au acces la nimic din ceea ce face mama. Ele nu se uită la verdict. Verdictul îl consider o rubrică și canalul în sine îl consider strict doar pentru persoane care au deja 18 ani. De ce? Pentru că, într-adevăr, limbajul și felul în care glumesc despre anumite comportamente sau, mă rog, persoane, îl consider suficient de deplasat pentru a nu fi urmărit de copii. Însă, eu nu pot controla accesul tuturor copiilor la internet. Am încercat să o fac. Și în momentul de față am, mă rog, o metodă prin care sunt blocate foarte, foarte multe conturi de copii care au acces la conturile mele de social media, la propriu sunt blocate. Sunt tot felul de perioade în care se blochează sute și sute de conturi, pentru că, într-adevăr, consider că mesajele mele nu au nicio legătură cu copilăria. Ele au legătură cu noi după ce trecem de vârsta de 18 ani, când
înțelegem mult mai mult când ne-am maturizat, după ce ne-am cățărat în copaci și n-am stat doar pe telefon, fetițele mele nu au telefon, etc. Pun foarte mare accent pe copilărie, m-am luptat enorm să le prelungesc copilăria, ele împlinesc 16 ani. Să strânească. Mulțumesc. 16 ani și nu le-ai dat telefon. Nu, n-am avut niciodată telefon și discuția despre telefon a existat o singură dată când ele au avut 8 ani și au înțeles. Și de atunci n-a mai venit discuția, nici măcar la 14 ani, la 15 ani. Nu, n-a mai venit niciodată discuția. Poate să vină după emisiune în seara asta. Nu cred că o să vină niciodată, pentru că sunt niște... Ești o mamă fermă? Sunt o mamă fermă, dar în același timp sunt prietena lor cea mai bună. Părinții în general amestecă aceste două calități. Aici cred eu că se produce cel mai mare dezechilibru, în momentul în care amestecăm calitatea de părinte cu aceea de prieten. Ele trebuie să existe, doar că sunt paralele permanent. Dana, pentru că am ajuns la copii și pentru că am ajuns până la urmă la subiectul care contează, cred, cel mai mult pentru noi, toți cei care suntem părinți în această țară, vreau să mergem, în seara asta o să facem de toate dintre lucrurile pentru care lumea te apreciază. O să facem și caterincă, o să ne amuzăm, o să avem, cred, această șansă, pentru că nu facem primul interviu și să vorbim doar așa. O să facem că nu rezist în ritmul ăsta la infinit. Bun. Deci, în scurtă vreme vine și caterinca și toate lucrurile astea. Însă, haideți să începem să vorbim despre un subiect care mi se pare foarte important. Sunt două subiecte mari de astăzi. Subiectul legat de modul în care se deschid școlile și subiectul demisiei șefului Poliției Române. O să vorbim despre ambele în această seară, va fi și o a doua parte a acestei emisiuni. Începem însă cu un fragment din verdictul Danei Budeanu de astăzi despre deschiderea școlilor. Sunt de acord cu anumite lucruri, nu sunt de acord cu alte lucruri, e normal și nu doar cu privire la chestiunea școlilor, însă mi se pare foarte important să începem să vorbim despre asta. Ce spune Dana în verdictul de astăzi despre deschiderea școlilor, aici unde cred eu că este pentru cei mai mulți dintre noi subiectul cel mai important? Dacă nu înțelegem asta, s-ar putea să trăim o tragedie. S-a întâmplat, de exemplu, în Israel, unde școlile s-au deschis, au fost norme, vă dați seama, din punct de vedere educațional și sub toate aspectele, unde este Israelul. Și cu toate astea s-au infectat foarte mulți. Pe de altă parte, noi în România avem, iată, astăzi, cel mai mare număr de morți de la începutul acestei pandemii. 60 de persoane au murit în 24 de ore. Ok, ce spune Dana despre deschiderea școlilor și începe, de fapt, emisiunea? Nenorociților, javrelor, leprelor, inconștienților. O nație înseamnă educație, boilor. Astăzi, mâine, nu știu când dracu, au zis că o să comunice astăzi, vectorii care decid soarta copiilor de pe 14 septembrie încolo, este ei următori. Tătarul, nu știți pe tătarul, dar tătarul ăla cu două șuvițe, care are două șuvițe, și merge la emisiuni cu cine și cu cai verzi pe pere să ne explice despre mami și despre păpica lui de acasă și după aia își pune repede verișoara la antibiotice Iași, fratele la ISU, pe grasul ăla, nu știu ce dracu e, șef de cabinet, semnează în numele unui ministru care aștepta să-și dea demisia acte de punere în funcție a major de spitale, etc. Manageriază cum a manageriat sistemul de sănătate în pandemie, Google. Deci ăsta, tătarul ăsta, de la Huș, împreună cu Anisie Pepsiglas, ministrul învățământului, Pepsiglas. Bă, fiți atenți, eu sunt ultima persoană care a sărit vreodată că e Cutărescu agramat, că Vanghelie nu știa să vorbească, că Dăncilă a făcut 3 greșeli, nu știu cum dracu, după ce i-a plecat asistenta, n-a mai făcut niciuna. Niciuna. Niciun dezacord greu. Așa. Că, sau o fă, nu, e important.
Păi da, ministrul învățământului. Pepsiglas. Ministrul învățământului, bă, băiatule, adică e femeie acolo. Conduce ministerul învățământului, adică și pe profi universitari, pe toți ăia, știi, toți, profesori universitari, toți, conduce asta, Pepsiglas. Mă rog, care ascultă cu borcanul pe la ușă. Deci, Pepsiglas, cu total și cu DSP-ul, nu știi cine e DSP-ul? DSP-ul, bă. Ăla care a gestionat pandemia deloc. Ăla cu cele mai mari probleme, fără oameni, cu fina lui Anisie la conducere, cu care nu răspunde nimeni la telefon, cu tot ce vrei, tot, cel mai DSP-ul, reprezentantul colapsului pandemiei, DSP-ul. Deci DSP-ul cu Anisie, Google, cine e Anisie, ce a făcut ea în viață, etc. Și cu tătarul, Google, ce a făcut tătarul în viața lui și cine e și de unde dracu o fi adus Orban. Eu nu cred că Orban își asumă acești ministri. Eu n-am cum. Bă, Orban, am spus de 300 de ori, este în politică de 30 de ani, a văzut miniștri, prim-ministri, lideri de partide, etc. A văzut nume, a văzut oameni cu școală, whatever. Tu n-ai cum ca PM, ajuns într-un final PM, să-ți asumi Anisie, să-ți asumi tătarul, să-ți asumi grindă, să... N-ai cum? Costică? Adică ăștia toți, cum? Câți? Unde-i câțu? Nici mai există, da? Deci, acești trei, să revenim, de la DSP, tătarul și cu... Chiar Arafat nu e în situația asta? Stați că are și el o părere despre bunici. What? Deci, ăștia trei decid ce se întâmplă cu copiii noștri de pe 14 septembrie. Și cumva așa, ei au decis mai că toți copiii care merg la școală, deci ai căror părinți decid să-i trimită la școală, că există și părinții care decid ca plozii să rămână pe online. Aia sunt niște psihopați. Dar mă rog, nu contează. Da, sunt. De ce? Pentru că nu există școală online. Școala se face în bancă. Se face prin interacțiunea directă cu profesorul, care îți predă, care îți explică. Tu ești atent, acolo, te duci acasă, înveți, vin apoi, dai examen, dai teză, te ascultă, etc. Există fluxul normal academic care educă această nație, această generație care va urma, care va trebui să facă ceva în viața asta. Cu copiii. Copiii trebuie să meargă la școală. Studenții trebuie să meargă la facultate. 6 luni din anul ăsta, ăia de la medicină tătare, dacă tot ai terminat medicina, nebunule, ăia au stat acasă, nu au făcut practică. Ăia, adică, cum sunt universități unde fără practică nu se poate? Adică nu există, ești un cretin dacă termini, n-ai cum să termin medicina fără practică. Cum vine asta? Ați făcut asta. Nu există. Toate țările civilizate au recuperat tot ceea ce s-a pierdut în alea 3 luni, dracu' a fost. Nu se poate așa ceva. Și acum decideți că de pe 14 septembrie, cine vrea să stă acasă, unde stă acasă? Stă acasă pe ce? Pe ce? 1,5 milioane de copii sau aproximativ și cifre oficiale, da? N-au făcut școală. Când a fost școala online. N-au făcut. Bă, n-au făcut nimic. N-au făcut școală. Voi realizați ce se întâmplă. Este o crimă. Ce campanie e? Nu contează nimic. Este o crimă. Ceea ce se întâmplă cu copiii. Copiii n-au acces la școală. Voi ne spuneți nouă că vin copiii. Ăia care vor să vină la școală trebuie să poarte mască non-stop și ăia care nu au, le e frică sau whatever, poate stai acasă online. Ce, mă? Asta este soluția pe care cei trei magi au găsit-o pentru copiii noștri. În primul rând, un. Nu are ce să caute niciun copil cu mască la școală. Cum adică să stea cu mască la școală? Cum adică să stea copilul 6 ore cu mască la școală? Niciodată în viața vieților mele nu o să accepte așa ceva. Este ilegal. Nu există asta. Ălora cărora le e frică, părinții, etc., whatever, stau acasă, pe online, dacă e așa de frică de virus. Vă, mă, rușine, mă, criminalilor. Păi până pe 13 septembrie. 13!
Ce s-a întâmplat, mă, Arafat cu bunici? Pe care trebuie să-i protejăm de pe 14 septembrie? Măi, deci copiii care merg la școală și nu se duc cu mască, nu se duc cu mască la școală, adică ăia care se duc cu mască la școală, după aia vine acasă și nu-i omoră pe bunici. Ce vorbești, mă? Adică până pe 13 septembrie, toți copiii care au interacționat, care locuiesc cu bunici, care au fost la mare, la munte, la restaurant, la terasă, în parc, whatever, fără mască și au venit acasă, până pe 13 septembrie, da? Deci toți ăștia pleacă afară, se duc, toți copiii au viață normală, da? Și vin până pe 13 septembrie noaptea la orele 00, când trecem spre 14 septembrie, ei toți vin acasă. De unde vin ei? Nu contează. Copiii interacționează cu voi. Toate lunile astea nu v-am auzit, mă. Nebunilor, nu v-am auzit despre bunici. Unde au fost bunici în toate lunile astea? Unde? Că n-am auzit nimic, tătaru. N-am auzit nimic. Arafat, nu și-au protejat bunicii copiii în lunile astea? S-au început brusc de pe 14 septembrie. Ăsta e argumentul cu care voi veni să-i obligați pe copii să stea cu mască, că au acasă bunici cu... Așa, n-au. Ăia care n-au, ce se întâmplă? Vin normal, da? Că copilul meu nu se înlocuiește cu bunici. Locuiește cu părinții. Și cum ar veni familia noastră, îi protejează bunicii. Ăla poate să crească normal copilul ăla, nu? Sau doar copiii care locuiesc cu bunicii poartă mască? Sau... Ce mă aberație asta și minciuna asta și cretinismul ăsta? Ce, mă? Păi tu mi-obligi mie copilul să-și pună mască în oră? Niciodată în viața asta. Să stea 6 ore cu mască. Voi știți ce se întâmplă sub masca aia? Ce control aveți voi, mă, nesimțiților și mincinoșilor? Păi ăia mici de 5 ani, dacă nu o să se zgândere ei, dacă nu o să-și facă ei schimb de mască, ce faceți, mă? Puneți miliția în școli să alerge după copii până pauză, să vadă dacă și-au schimbat măștile între ei? Vedeți că nu gândiți, mă, ce-i faci, mă, unul de 5 ani, de 6 ani, de 7 ani, de 8 ani, să joacă, mă, alergă, el vine la școală să se împingă, să râdă de asta. Păi, vreți un copil de 7 ani discută despre coroane serios sau ce vreți voi să-i băgați în cap cretinismul ăsta? N-o să reușiți, mă, nimic, este o aberație asta. Sau cine, mă, ăia de la liceu vă halesc pe voi cu mă, ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă? Ăia fumează, trag, whatever, fără nicio mască, frăi. Credeți că voi controlați asta? Și te aberanți. Vă e, mă, rușine? Cum adică, mă, tu îmi pui copilul cu mască la gură când tu deschizi restaurantele de mâine la 2 metri cu mese de 6? Ah, ok, adică dacă sunt eu o masă, eu iau mâine 5 copii. Eu 5 copii. Și mă duc la restaurant la masă de 6. Am voie legal? Am voie legal, da? Ok, eu cu aia 5 copii stau normal la masă, nu? Fără mască, fără nimic, așa să stă în restaurant. Oriunde pe glob! Oriunde pe globul pământesc de mult! Nu ca la noi acum. De mult, ăia n-au închid nimic. Ăia încurajează. Marea Britanie dă bandă la guvern să susțină Horeca. 50%. Nu mai puțin. 50 bani să susțină Horeca. Normal, da? Ok. Deci toți oamenii intră, stau la mare. Deci eu mă duc la restaurant. Mă duc la Păcăneli. Da? Deci mă duc la casino. Mă duc oriunde. Că s-a deschis Horeca, gata, de pe 2, da? Deci eu stau în grup de 6. Băi, n-auzi, eu iau 5 copii și mă la restaurant și stau în grup de 6, 3 ore la masă, mâncăm desert, facem ce vrem noi, stăm la masă, da? Și la școală n-am voie să mă duc să stau în grup de 6? Deci, în grup, n-am voie să stau fără mască și am voie la restaurant și la Păcănel? Vă e, mă, rușine, mă, nenorociților. Cum puteți să spuneți, mă, asemenea aberați? Cum puteți să credeți vreodată că veți controla așa ceva în școală? Niciodată în viața asta nu există așa ceva, este o aberație. Testați dracului pe toată lumea, pot să facă fire acum și ce program am văzut ieri, gratis. Gratis, mă, bă, gratis să se testeze toți profesorii și toți copiii care mama dracu vrea să se testeze. Aia amețit, aia borcan, aia pepsiglas a scos ieri declarația pe propria răspundere. Nu mai trebuie să declare părintele pe propria răspundere că n-are copilul COVID. Care-i gândirea? Ameții tău, care e gândirea că n-ai nimic în capul ăla, sună gol? Care-i gândirea? Că ce? De ce ai scos declarația? Care a fost marea gândire și filozofie? Păi, vorba, poate mă joc de voi. Este vorba, bă, fiți atenți, vorbiți între voi, tătarul cu Anise, și dacă nu vă înțelegeți, zici să știți cât de cretini sunteți. Știe, da? Vă duceți și vă consultați cu Turcan la luarea deciziei. Turcan aia care să nu faceți ca Turcan. Știți declarația lor? Deci să nu faceți ca Turcan, să nu faceți ceapă cu Turcan ca să ajungeți în politică. Aia decide ea pentru copii. Ce să decidă pentru copii? Ce? Dacă merg copiii cu mască sau nu? Sau ce să decidă?
Copiii mei care merg la restaurant nu au voie să meargă la școală fără mască. Cum, mă? E exact cum ați făcut cu păcănele. Ați deschis păcănele și nu ați deschis horeca. Totul este un cretinism. Nu ați făcut absolut nimic în această pandemie. Real, nu ați făcut. Că n-ați știut, că n-ați putut, că n-ați vrut, că whatever. Că n-ați înțeles ce vi s-a transmis de afară. Dana Budeanu, în verdictul de astăzi, folosești cuvinte foarte dure și ești foarte revoltată de chestiunea purtării măștii pentru copii. E un aspect. Dar ce te deranjează cel mai mult în toată această nebunie cu deschiderea școlilor? Știu, copiii pentru tine sunt pe primul loc, nu mă îndoiesc că și pentru cei de acasă. Ce te deranjează cel mai mult în această... în acest dezastru al redeschiderii școlilor, așa cum arată lucrurile astăzi? Prostia. Faptul că autoritățile care ar trebui să ne lămurească, nu pe mine, pe mine n-au cu ce să mă lămurească. Nu aceste autorități. Nici o autoritate. Pentru că eu gândesc. Dar autoritățile sunt datoare să dea explicații, mă rog, științifice, clare despre situația în care ne aflăm. Vreau și eu să aflu, nu știu, să dăm, să derulăm în aceste ultime 6 luni și să ajungem la o informație științifică, că eu cred că aici ai avut invitați absolut toți reprezentanții autorităților care s-au ocupat de această nouă criză mondială în România. Vreau și eu o explicație științifică care să mă lămurească. Bă, cum să transmite, mă, virusul ăsta? Bă, uite, eu nu știu, mă, l-am înțeles, mă, eu nu am făcut medicină, eu nu știu asta cu virusologia. Bă, zice, ține, mă, și nouă. Bă, cum să transmite, mă, virusul ăsta? Bă, ce cu virusul ăsta? Bă, a fost localizat virusul ăsta într-un laborator și cercetat și determinat. Bă, care sunt coordonatele acestui virus? Ce faci? Cum e, mă, ăsta? Să vină cineva, nu știu, oricine, cercel, cineva să ne explice, bă, virusul ăsta e așa. Ce e aia, mă, în 2020? Nu știm despre virusul ăsta nimic. E ok să stai la plajă, nu e ok să mergi la școală, e ok să mănânci la restaurant, la terasă. Înăuntru nu mai e chiar așa de ok, că e înăuntru, că aparatul de aer condiționat, că... Mă, adică, spuneți-mi o regulă care n-a fost contrazisă de o altă regulă la 2 zile, la 1 zi, la 1 săptămână, la 1 lună. Una. Nu există. Nu există nicio explicație plauzibilă, reală, normală. Eu sunt un om mediocru, să spunem. Vreau să înțeleg. Cum mă lași să mă duc la pizza cu copiii mei și cu alți copii și nu mă lași să stau la școală? Că la distanță, tot de 2 metri, în bancă, fără mască, normal, respirând, gândind, învățând, acumulând, nu există. Suntem într-un timp în care vorbim toți manipulați, suntem manipulați să vorbim despre asta. Eu nu spun că virusul nu există. Eu nu am spus niciodată asta. Bă, dar de-l încolo de virus, e un virus. Mai sunt milioane. Hai, mă, să ne îmbolnăvim cât să ne îmbolnăvi copii. Adică ăia de 6 ani. Bă, deci masca e de la 6 ani. Nu știu că a zis asta. De la 6 ani la 7 ani. Masca e de la 6 ani încolo. Adică până la 6 ani ce se întâmplă? Păi copilul ăla de 6 ani are un frate de 8. Ăla nu vine acasă la bunică, s-o ăla de 6 ani? Ăla de 6 ani nu ia virusul? Adică a zis OMS-ul, nu știu, cercel. Mi-e dor de cercel. Eu nu știu unde e cercel. Unde e, mă, cercel? Că cercel nu mai e de 6 luni. Mă rog, păi, nu știu. După ce am vrut să-l dea afară, am impresia că
s-a gândit că ar fi mai bine să stea la spital și să salveze oameni, că... Pentru ce se iasă la televizor? Păi eu sunt ok, mă. Eu mă duc dacă e ceva și mă salvează cercel. Că înseamnă că a salvat oameni, că având în vedere că suntem... Ce cazuri avem? Mă rog. Nu știu, dar dispăru cercel, nu știu, simt așa, mi se părea așa, simțeam o siguranță când îl vedeam. Era relaxat, nu știu, mă rog. Mie îmi plac oamenii relaxați în situații de criză. Oamenii care arată populației că sunt în control. Dana, deci stai așa să înțeleg. Eu vreau să înțeleg atât. Unul dintre lucrurile pe care le știu despre tine este că ai studiat inclusiv la London School of Economics. Da. Bun, deci nu ești un om care... vorbeam mai devreme, sunt un om cu o pregătire medie. Nu ești pregătire medie, ești pregătire... Nu, m-am pus în poziție și vreau să fiu lămurit. Ai spus foarte clar, nu crezi că acest virus este o invenție, corect? Adică nu e o invenție a cuiva, el există. Păi există, că e marele virus ucigaș. Asta nu cred, asta e o prostel. Adică este un virus. E un virus. Da. Când te uiți însă pe numărul de decese, crezi că oamenii care sunt raportați ca fiind morți de COVID au murit de COVID? Nu toți. Nu toți. Hai că știe toată lumea asta. Noi vorbim pe față, mă, noi nu avem de ce să mințim poporul cu televizor. Noi vorbim pe față, tocmai de asta vreau să te întreb. Că noi nu facem, eu n-am de ce să fac asta nici tu. Da, mă, eu nu cred asta. Ce, că toți declarații de COVID sunt morți de COVID? Nu, da. Normal, ce naiba, știe toată populația, tot globul pământesc că nu e așa. Dar nici nu contează. Știi câte diagnostice proaste se dau în România? Nu de COVID, de orice. Da. Enorm, că ai murit de rinic, de fapt aveai la ficat. Ai murit de boala aia cu că eu nu o pronunț. În România avem unul dintre cele mai mari rate de eroare. Da, așa este. Da. Deci oricum oamenii mor de alte boli și etc. Și uite, acum e o eroare cu COVID-ul. Dar, it's fine, nu contează asta. Da, cred că există un virus. Păi da, hai să luăm, nu știu, acum, nu știu, cineva, oricine ne ajută de aici de la antenă. Mă, să ne dai niște cifre. Bă, au mai murit de virus de ăștia. În fiecare an, sute de mii de oameni. Că-i nasol cu virus și ăștia respirarea să fixează pe aici, nu știu ce se întâmplă. Și oamenii care au și alte afecțiuni, bineînțeles că sunt afectați, că nu mai respiră, că nu mai au oxigen. Nu știu. Bă, dar una e una, alta e alta. Adică, hai să tratăm smart. S-a sărit. S-a înjurat, s-a catalogat că Suedia, vezi, Doamne, mamă, ce tâmpiți, ce au făcut ei și că au lăsat pe toată lumea nimic și că ce situație au. Ce situație? Ce situație? Niște manipulări, nimic. Ce situație au? Cam ca la noi? Nu e chiar cea mai bună. Bă, cam ca la noi? Nu e bă, ca la noi. Bă, n-au stat închiși deloc. Nu e ca la noi. Dar cum e? Dar numărul populației, numărul de decese e mult mai mare, procentual. Aici nu sunt de acord cu tine. Aici nu sunt de acord cu tine, dar sunt de acord cu următorul lucru. În momentul în care singura măsură pe care tu o iei în România, deci e un virus, și știi că virusul ăsta nu îi va afecta pe copii, numărul copiilor care ajung într-o stare critică este extrem, 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 extrem de redus. Copiii trec prin asta fără să știe. Ok, în momentul în care știi că e asta, în momentul în care se spune că este un mare pericol pentru cei care sunt vulnerabili, pentru cei care sunt supraponderali, pentru cei care sunt diabetici, eu știu persoane, o persoană care a murit. Deci, și o știam bine, în momentul în care ai toate lucrurile astea și le spui toate lucrurile astea și tu spui că singurul lucru pe care îl faci în momentul în care dai drumul la școală este copiii să fie obligați să poarte mască sau cel puțin până acum, asta mie mi se pare noaptea minții. Și m-am uitat și eu, am făcut o documentare să văd câte țări folosesc mască la deschiderea școlilor pentru copii. Austria, fără mască pentru elevi. Sălile de clasă vor fi aerisite și se vor efectua multe teste. Aceasta este soluția. Multe teste. Da, mă, uite, am și spus, face fire acum gratis pentru toți copiii din București, toți profesori. Ce că suntem 200.000, nu știam, mă rog cât suntem. Pentru toți, îi testăm gratis. Da, dar eu să zic că da, mă, dar peste 3 zile dacă ai. Deci asta, și o să vorbim și despre Gabi Firea, pentru că, mă rog, e un subiect la tine pe Instagram. Deci, fără mască Austria, dar fac teste. Aici este marea cheie, faci teste enorme, în momentul în care testezi, știi pe cine să izolezi, o izolezi o țară întreagă. Întotdeauna am spus asta, testele sunt cheia. Italia fără mască la ore. Fără mască la ore pentru Italia, elevi. Dacă nici în Italia n-a fost, mă rog, bun, sau ce au dacă nici ei n-au fost speriați. Spania, elevii peste 6 ani cu mască la școală. În Germania, elevii cu mască la ore. Niște cretini. Deci sunt... Sunt mai multe țări în care există
obligativitate. În care se va hali situația asta două ore, după care începe haosul. Okay. Hai să vorbim normal. Haideți să vorbim realist, să vorbim despre viața adevărată. Adică, eu mă duc la școală. Am 12 ani. Și am și eu 3 prieteni la școală. Câte minute? Crezi că stoi eu cu aia 3 prieteni ai mei, cu măștile aia și da, nu fac 3 glume? Haideți, că de ce trebuie să gândim realist? Gândim realist ca să putem lua într-adevăr măsuri realiste. Că măsurile nu vin și ele adaptate. Pe viața normală, tu nu poți veni și implementa niște măsuri care, hai să zicem că la început le respecti o săptămână, două, o lună. Dar după aia nu mai poți, pentru că este împotriva firii tale. Gândește ca stat, ca autoritate, niște măsuri smart. Bă, să îmbolnăvește unul într-o clasă. Eu sunt de acord. Bine, mă. Ce facem? Toți în izolare! Stai, mă, puțin, măi, stați un pic. Imediat să vină DSP-ul Nino Nino, cu alea mișto așa și cu alea de la Rafa Roșii, că mie îmi place să o văd frumos, ca la New York. Să fie frumos, dacă tot și-a făcut dita mai flota. Să o vedem, tata, pe străzi, non-stop, 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 cum am văzut-o în față la spitalul ăla atunci de opozatoi. Frumos, numai să treacă, numai salvări, numai chestii din astea, ER, George Clooney, tot pachetul. Și să vină la școală și să testeze copiii din clasa respectivă. Foarte ok. Bă, poate ies toți negativ, poate ies 3 pozitive. E alt control, dar una e una, alta e alta. Alta este demența asta. Adică, ok, să intre cine intra în direct. Oricine, cineva, să ne spună și nouă, bă, un copil de 6 ani, sau care e limita, 7 ani, 5 ani, ăla nu ia virus? Și ăla de 8 ani ia? Hai mă, adică, de-aia vreau să vorbim normal. Păi uite, să vorbim normal. Hai. Eu m-am uitat pe multe până cazuri. Normal, nu? Așa. Era doar o formulă de a continua. M-am uitat pe cazuri, de exemplu în Israel, că a dat exemplul ăsta, că e un subiect, e un subiect de presă. Când te uiți însă acolo, la numărul de infectări, ei fiind o țară care cred că și-au luat niște măsuri. Cum? E închisă. Israelul este declarată zonă roșie. Ok. Așa e și cu șefii la lume. Șefii la lume fac ce vor ei. Okay. Bun, șefii la lume fac ce vor ei și se protejează. Da. Problema este că la noi, asta este un lucru pe care o să-l discut în a doua parte a emisiunii, singurul lucru despre care s-a vorbit până acum a vorbit doamna Anisie. Apropo, cum ți se pare doamna Anisie? Uite, eu am pregătit pentru tine mai multe fotografii, tocmai pentru a încerca să facem o trecere în revistă a punctelor tale de vedere despre diverse personalități. Ești de acord? Da. Și o să vorbim și despre Anisie imediat. Hai să începem. Cu cine începem? Unde mi dați? Aici, în videoul sau unde mi dați? Cu cine? Ia să vedem unde vin fotografiile. Încă n-au venit. Domnul Orban, primul, e o fotografie destul de așa. Ce impresie îți face? Șef. Șef? Șeful la ăștia. Uitați cum stau. N-o să-i dau numele, există un personaj, mă rog, în presa din România, care avea o tehnică. Îl numim din presă, că a fost unul dintre moguli. Care vorbea foarte încet tot timpul. Și e cum că tu când ești angajatul, te apropii tu. Vezi, toți stau pe sclăvăgeală. Adică el este șeful. Adică eu sunt pro chestia asta, nu? În sensul ăsta. Ești, se vede că toți stau adunați. Ăsta e rezemat aici, stă în mâna stângă, nu știu cine e. Economie, probabil domnul Dancă, nu știu, că e cu măști, nu știu, nu-i văd cred așa. Cred că domnul ăsta, cel cu ochelarii aici din dreapta, este domnul Manciu, cel de la comunicarea strategică, cred. Aoleo, l-am uitat de Manciu, trebuie să-l iau într-un verdict. Am uitat de el, dar aveam subiect cu el și am uitat. Da, domnul Orban, uite, poziția, șeful la România azi, foarte bine, a așteptat 30 de ani, a muncit 30 de ani, real. Tot timpul spun asta, nu contează că e de la PNL. Că știți că există frumos. Frumos? Țigara, masca pe barbă, frumos. Mafiot sau... Adică conform... Păi nu, că mafiotul e la mișto. Asta cu mafiotul, amețire și mafioții, e la mișto. Da, domnul Orban are șanse să fie șmecherit. Da, da, da. Da, 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 are fond foarte bun. Fond bun. Frumos. Frumos, da. Nu te bucuri tu de o țigară? Să fumezi, adică...
ca om, ce mă prosteala asta? Adică am stat pe plajă în brațe, toți transpirați, bronzați, fericiți, cu bere, cu șampanie, cu fiecare ce bea. Că înțeleg că domnul Orban bea bere. Și bere. Mă rog, la masa aia atunci. Mișto și masa aia. S-a interpretat greșit. Eu n-am avut nimic cu poza aia. Superb. Ce vroiați, mă? Mă, că de ce petreceam? Bă, de ce nu petreceam și noi, da? Dar nu că de ce și-a făcut Orban ziua în guvern? Pe unde joacă? Foarte bine. Oricine era în locul lui făcea la fel. Nu asta e problema. Dar am stat 3 luni de zile toți. Ne-am făcut zilele de naștere. Am petrecut, am etc. Și acum, brusc, de pe 14 ni se îmbolnăvesc bunici și mor. Hai mă, ce n-ai. Luăm o pauză. După pauză continuăm și cu alte personaje. În a doua parte, garantez, ne-am indignat în partea asta destul de mult. Cred că vine momentul de uriașă Caterinca. Rămâneți cu noi, ne întoarcem. Da, știu, toată lumea se uită la Antena 3 în seara asta. Doamna Budeanu în studioul nostru. Luasem niște fotografii și am zis că să înceapă practic Caterinca, dar mă rog, dincolo de Caterinca, hai să vedem fotografiile mai departe. Dincolo de Caterinca e modul în care tu spui lucruri despre diverse personaje. Ok, am vorbit despre Orban, să vedem cine urmează. Nu e doamna Nisim. Cum o vede o țară întreagă este doamna Anisie. Nimeni nu știe nimic despre doamna Anisie. Știe doar că știe lucruri despre ea? Despre ea știe și dânsa și soțul dânsei, dar despre toată istoria asta ei din învățământ și domnul Orban și toată lumea istoriei, dar istoria nu are legătură cu copiii noștri și cu noi. Gândiți-vă când despre un ministru, că se râdea de guvernul Dăncilă, că aoleo, toți ăia sunt nu știu, de parcă ăștia de acum ce să spun. Mă rog, încotez. Dar gândiți-vă ce reprezintă un ministru despre care se știe că s-a dus cu borcanul și a ascultat la o ușă și a auzit că țipă un... Sincer, adică, bă, tu când despre zi să știi asta sau că ai spus Pepsi Glass sau... Ce să faci tu pentru învățământ? Cred că învățământul în România este domeniul. Nu sănătate. Nu. Suntem bine la sănătate, stați liniștiți, că nu știți nimic, știți despre spitalele de afară, știți despre cai vezi pe pereți asta cu urlatul, cu spital. Ei, uite mă că avem spitale acum, Ana. Ați mai auzit, mă, vreun cuvințel despre spitale? Că să urlă cum toată campania trecută electorală a fost despre noi care nu avem spitale. Nu avem spitale? Cred că avem mai multe decât ne trebuie. Uite, uite, coale. Sunt prea multe spitale acum. Nu mai urlă nimeni de spital. Însă de școli, de profesori. Despre sistemul de educație, eu cred că ar trebui să se urle zilnic. Cred că asta este, de fapt, cea mai mare problemă a României, nu spitale și autostrăzi. Unde mergeți, bă, pe autostrăzile? Unde vă duceți, nebunilor? De la Baia Mare la Cluj, unde vă duceți? Ne-ați zăpăcit cu autostrăzile care să ne lege de Europa? Terminați-mă cu tâmpenile și cu auto... Ai mai auzit de autostrăzi ceva? Nu, întreb absolut și eu. Nimic. Bă, s-a mai auzit de autostrăzi ceva? Băi, alo, nimic. Era unul care a făcut un kilometru de autostradă la el acasă. Nu știu dacă mi-amintesc bine. Metru, nu știu dacă am avut o discuție acum câteva zile, nu știu dacă mi-amintesc bine că Traian Băsescu a spus la un moment dat, dar cred că nu știu, repet, nu știu, dar eu nu cred, mă rog, mă ajută memoria. Am eu un doctorat între spun eu dacă Traian Băsescu ai doctorat? Ah, ok. A spus la un moment dat că România nu are nevoie de autostrăzi. A zis, da. Era ministrul transporturilor. Așa e. Așa e. Ce autostrăzi? Unde vă credeți voi, băiatul? Suntem atât. Ce mă rău, faceți drumurile alea să fie bune acolo, să țină cu autostrada, să ajungeți de unde până unde așa de repede. Faceți acolo să ajungă până la munte, să vă dați cu schiurile și cu asta bastos. La Constanța ați ajuns, gata, s-a terminat. Unde vreți să... Care e autostrada care taie România și se duce unde? În Antarctica sau unde? Subiect tâmpit ca orice alt subiect. Poluare și alte aberații de subiecte hashtagiste aruncate ca ai vers pe pereți. Noi, această nație care trebuie să fim ca afară. Ca afară? Ca afară unde? Ca afară, vreau să știu și eu. Ca afară unde trebuie să fim, mă? Ca unde? Ca în America? Ca unde? Ca în Franța? Ca... Alea sunt imperii. V-am spus acum câteva. Alea sunt imperii. Cine vă spune, orice politician, care vine și vă spune, bună seara, eu candidez, vreau să fiu whatever ce vreau să fiu. Ca să fac România ca afară, pac, ați închis televizor. Are un demagog, nimic.
Nu există o Românie ca afară. Pa da, de ce? Pentru copiii noștri? Nu, mă, nu. Tu trebuie să faci o Românie ca politician, ca autor, pentru nația asta. O Românie capabilă să fie bună pentru nația asta așa cum e ea. Noi nu o să fim nici britanici, nici francezi, nici nemți, niciodată. Niciodată, nici peste 300 de ani, niciodată. Noi suntem români. Cu bune, cu bune. Să vină unii care pot să facă, aici să fie bine pentru români, nu mai pe ce, atât. Atât. Cai vers Păperescu, noi care suntem, de câți ani suntem în Uniunea Europeană? Trebuie și, de câți ani suntem noi în UE? Ce a făcut UE? Ce? Trei fonduri? Ce a făcut, mă, concret pentru noi? Unde suntem noi? În afară de ăștia care au plecat să muncească pe nimic. Atenție că am doctorat în integrare, liniștiți-vă. Așa. În ce ai doctorat? În integrare europeană. Ce? Ce ați auzit? Te-a ajutat și cu ceva master asta? În studii este europene la LSI, cum? La LSI l-ai făcut? Da, și la UCL doctoratul. Bravo, foarte tare. Ca să înțelegeți, UE nu face nimic pentru noi, nu că nimic, face acolo, îți mai dă un bănuț, nu știu ce. Dar tu trebuie să știi în primul rând, să iei banii ăia, să-i implementezi aici, etc. Astea sunt niște politici, niște strategii de stat. Nu vreau să spun asta, dar vreau să înțelegeți că așa este, pe care noi nu vom reuși să le implementăm nici în încă 50 de ani și UE știe asta și despre noi, despre oricare alt stat. Restul e harneală? Bă, știi ce? Nici nu e harneală. Restul e prostie, pentru că oamenii nu citesc. Ui, cred că vine unul Mesia în speță UE, de exemplu, sau mai știi vorbe, vin americanii. Mă, la Revoluție, șireturile, bomboanele, whatever, erau doar de la turci. Acum, dacă sunt de la turci, sunt de căcat. Au fost de la turci, deci turcii erau UE când a venit Revoluția, da? După aia au fost americanii. Mamă, americanii, în America, cum e în America? Ok, acum e UE. Statele mici, cum suntem noi, de sclavi, unde pătura intelectuală nu mai este de mult sau s-a diminuat foarte mult, etc. Așteaptă întotdeauna să vină Mesia ăla și să-i salveze. De unde așteaptă? Din pat. Toată lumea stă în fotoliu și așteaptă să vină UE. Cine o fi? American, turc, neamț, UE, cineva și să ne salveze. Nu vine nimeni pe pământul ăsta să salveze pe nimeni. Că au treaba lor. Nu vine. Îți vine aici, zice, bă, te salvez eu. Bravo, bravo, gata, mă, nu mai face nimic, am putea să dormim 3 ani, că ne salvează ăștia 3 ani acum. Asta se întâmplă la alegeri, asta se întâmplă întotdeauna. Eu zic că ne salvează Nelu Tătaru. Da, mamă, șuvițe, are mori. Are, mă, vârtej de când era mic, nu i-a stat niciodată părul și din cauza asta. Da, Nelu Tătaru. Nelu Tătaru, care era ministru înainte să fie desemnat. Multe nereguli, multe nenorociri. Cum era ministru să fie desemnat? Păi, Nelu Tătaru este cel care a semnat demiterea, vă spun pentru că eu am fost singura care am urlat subiectul. Nelu Tătaru este cel care a semnat demiterea managerului celui mai mare spital din București, spitalul universitar, cel mai mare buget. Ia căuta să vedeți cât e bugetul spitalului universitar. Și l-au pus acolo pe Cârstoiu Colectiv, așa îi se spune. Care știți ce a făcut la Spitalul Universitar? Am fost singura persoană care am urlat pe acest subiect real, pentru că a fost un abuz fenomenal, ca să se preia un spital cu un buget uriaș, cel mai mare buget al unui spital din București. Frumos. Bun, eu nu cred că Nelu Tătaru era el interesant de cine la Spitalul Universitar. Da. Cine era interesant? Pe cine? Eu? Păi Costache n-a demis managerul. N-a vrut. Și cine i-a cerut Costache? Că același, cred că i-a cerut și lui Tătaru, nu? Dacă dumneavoastră vi se pare normal ca în momentul în care tu ești PM și ești dintr-o clădire, sunt multe lucruri de spus. Eu sunt un cetățean care observă atât. Eu nu sunt nici analist politic, nici nimic. Sunt un cetățean. Eu sunt aici în calitate de cetățean. Eu sunt asta care fac cu hainele. Eu nu știu de ce mai chemat. Eu de-aia m-ai chemat. Eu sunt un cetățean normal. Discutăm și despre haine de-aia aseară. În momentul în care, adică vreau să știți, dacă tot vă educați, cum zice Mihai, cu rubricile mele, vreau să fiți atenți când vă uitați la televizor, la știri, când citiți. Nici o știre pe care o citiți nu este
întâmplătoare așa ca text. Întotdeauna să fiți atenți și la imagini, și la știri, și etc. Nu o să fiți, dar eu v-am spus așa ca să fiți. De exemplu, eu acum îți dau ție o știre, video. A fost chiar pe antenă. Iese primul ministru dintr-o clădire, ajunge la mașina lui, reporterul antenei, chiar la antena a fost, cred că mi-amintesc foarte bine, pentru că urmăream foarte mult subiectul atunci. Și vine și pune microfonul și îl întreabă pe PM. Băi, PM-ul României avea la treabă cu pandemia și cu astea, da? Și îl întreabă despre managerul spitalului universitar. Și PM-ul își dă cu părerea. Atât. Care e știrea pentru tine? Știrea este că reporterul probabil avea informații că vor să-l... Bă, dar care e știrea când PM-ul știe subiectul? Ia să-l întrebăm pe PM despre managerul spitalului din... Cu Cârlăți. Da. Care n-a fost cu minte. Știe? Nu. Din Baia Mare? Nu. De la Suceava știe că... Din Baia Mare știe sigur că era cu nu, Pintea. Nu, dar vreau să întreb și eu. Bă, dar Pintea care era târât în cătușe și... Nu, mai a murit. Dar ce să mai... Subiectul. Bă, dar ce să mai întâmplă cu Suceava, mă? Ce mai e pe la Suceava? Singurul oraș închis din România. În pandemie. Orașul Flutur a fost închis. Flutur, da? Bă, singurul din România. Bă, spitalul de la Suceava a fost transmis. A ajuns unul din armată acolo, să spăla în curte, nu știu, nu mai nenorocit, mai tâmpeni. Ok, tot haloi măsula care a durat o lună. Ce să mai întâmplă? Cum ăla se spăla în curte? Păi nu îi spăla pe aia cu dezinfectant, nu era ceva de genul ăsta, pe în curte, îi spăla pe aia, haideți mai intrați. Păi ce s-a mai întâmplat? Orașul a stat închis o lună. Orașul din bun, care... a stat închis o lună pentru că și-a bătut joc Flutur, și-a bătut joc, îl pusese acolo pe un manager care era totuși ceva despre care nici din nou nu mai știm nimic. Toată lumea se infectase, murise, erau dricuri la poarta spitalului și nu mai știi nimic, nu se mai vorbește nimic despre asta. Înțeleg ce zici. Bun, mai departe. Eu simt că domnul Grindă e preferatul tău, simt asta. Asta e cu neamul ăla tot, nu? Care e angajat la Mister Mori. Eu personal astăzi vreau să spun ceva. Eu nu cred că Ludovic Orban îl halește pe ăsta. Eu nu cred. Și cred că are o dita mai lista și cumva... Eu... Adică, ok, a fost moțiunea asta ieri. Ce a fost? Mă rog. Nu, chiar a fost. Dar mai sunt 3 luni până la alegeri. Am înțeles, a fost moțiune ca să arătăm noi că, vezi, Doamne, guvernul e de căcat și nu știu ce, n-a făcut nimic. Ok. Păi, dacă tot... Vorbiți între voi, PSD-ul cu PNL-ul, cu aia, treceți primarii de la unii la alții, faceți, stați la mese, la șpriț, whatever, vorbiți. Eu sunt promă, mie-mi place mafioțeala, mie-mi place. Păi, de ce nu v-ați întâlnit? Și a zis, bă, Orban, că noi te-am pus. Ok, noi, PSD-ul te-am pus, da? Când noi am, PSD-ul, noi, nu noi, eu. Eu nu sunt PSD-istă, reveniți-vă oricum. Așa, eu sunt doar cu Gabi. Ai scris pe Instagram că ești doar al Gabi. Ai zis că dacă păi da, Rareș pentru... Bogdan e fratele nu? Lui Nicușor Dan, păi eu chiar sunt sora lui Gabi, dacă Rareș e fratele lui Nicușor, păi eu sunt de sânge atunci. Ești de sânge cu Gabi? Păi sunteți dacă nu, sunt cumva... Cred dar de ce ți-ai asumat tu susținerea asta? Că sunteți prietene? Nu. Nu sunteți prietene? Noi nu suntem prieteni. Nici nu cunoșteam. Când mi-am asumat-o pe Gabriela Firea, ca să înțelegi. Dar de ce? Pentru că sunt foarte corectă. Și, în general, sunt foarte corectă. Uite, vreau nu mai lăsa să termin. Avem soluția pentru țară. Imediat și vreau să revin Grindă la Gabi. Grindă e soluția pentru țară? Nu. Grindă o să se care, o să plece. Dar nu asta e ideea. Bă, dacă tot vă întâlniți acolo, lăsați, drag, moțiunea, că știați că nu trece, mă rog, înainte cu Doamne Codes. Bă, întâlniți-vă, că tot sunteți împreună toți, da? Și bă, hai să rămânem, dracu, cu guvernul ăsta, măcar până la alegeri vorbim, nu? Ca să facem ceva. Ia avem pe ăștia, 3 tâmpiți, nu știu că sunt în 5 care sunt pilaf. Nu spun că toți sunt. Bă, dar ăștia 5 sunt pilaf, adică, pe bune? Hai mă să găsim o soluție să-i înlocuim pe ăștia, o remaniere, o ceva. Bă, ceva real. Adică, nici nu mai contează că ce o să fie, o să fie și la locale și la generale, în funcție de campaniile fiecăruia, whatever. Aia o să fie, nu? E ca și când acum PSD o să ia 60% și o să se răstoarne nu știu ce. O să fie acolo tanda pe mandă. Mă, tocmai de aia. Bă, chiar suntem într-o situație de criză la nivel mondial. Bă, dă-le dracu, de orice te întâlnești,
și 3 luni de zile faci acolo, îl dai pe ăsta și pe încă 3 proști și, miști ceva. Adică, realmente pentru țară. Adică, chestia asta cu să facem pentru țară, asta e o vrăjeală, normal, e o vrăjeală electorală, e ok. Bă, numai, paranteză, că n-am vrut să sar de la Gabi. Gabi, o să zic că lumea că stă așa cu ea la joc table în fiecare zi. Nu este cazul. Îi spun Gabi pentru că am ajuns să vorbesc cu ea și pot să-i spun Gabi azi. Da. Nu știu de cât timp credeți voi că vorbesc eu cu Gabi sau o cât de des, nu e chiar așa. O susțin pentru că sunt un om foarte corect și pentru că real eu cred și mai sunt și alți primari în țară și o să-i menționez în această campanie. Bă, real, femeia asta a făcut de a rup, mă. După părerea mea, prea mult. Bă, făcea, ce este dospită? Eu nici nu știu să... Eu, dacă mă apuc acum să enumăr câte a făcut Gabi, pe bune acum, căutați singur, câte a făcut Gabi Firea în București, bă, eu, adică nu pot să țin minte, nu, ne trebuie scroll, bă, scroll, niciun prima l-a avut, bă, scroll, ca să citești câte a făcut. Eu i-am și zis, bă, rău, stai un pic, mai lasă că nu trebuie să faci tot. Stai un pic, nici n-ai cum să faci tot. Pentru că populația, electoratul, nu reține. Oamenii votează în ultimele 2 săptămâni, alea. Atunci, acolo, chiar și în ultimele 48 de ore, oamenii nu rețin, nu sunt atenți. Tu crezi că știe cineva că ai făcut 17 spitale, 300 de poduri? Bă, nu se poate, adică femeia asta a făcut enorm. Pentru asta o susțin eu. Pentru că la primărie, eu nu vreau să vină nimeni, nu știu cine, mare expertă, nu știu, eu vreau să vină unul care face treabă. Că primăria înseamnă administrație. Gospodar, adică. De asta, care face? Face și panseluțe, face și drumuri, îți renovează și clădirile, îți mai schimbă o țeavă, etc. Bă, femeia a făcut real. Ce n-a făcut? Vreau să știu și eu ce n-a făcut. Ce n-a făcut, mă? Ce? De toate. Doar că nația în sine este, pentru că așa sunt națiile sărace, e real, este atât de misogină încât și, mă rog, aici contribuie ăștia contracandidați care sunt cică bărbați. Nu candidează niciun bărbat la primăria Capitalei și nu săriți cu Traian Băsescu și etc. că Traian Băsescu încă n-a început campania și nu știu dacă candidează. Dar bărbați reali, care sunt aia care candidează? Vreau să știu și eu. Eu pe Traian Băsescu nu spun că Traian Băsescu nu e bărbat, dar restul. Chiar nu spun că nu e. Dacă nici Băsescu nu e bărbat, nu mai e. E. Dar care este? Cine? Nicușor e bărbat? Adică pe Nicușorul îl votează bărbații? Nu trebuie și eu. N-am nimic cu el. Este matematician, ce? Normal că na. Caterinca mea de Nicușor e veche din 2016. E matematic. Foarte frumos, bravo, felicitări. Dar ce să facă mă băiatul Nicușor? Sinceră, ce să facă el? Că dacă îl pui aici și o pui pe Gabi lângă, murim. Plânge. Așa e el. Nu spune nimeni că, nu știu, nu e matematician bun. O fi, nu știu, o fi un suflet bun și el, dar atât, adică tu, dacă ai avea o curte, i-ai dă-o lui Nicușor să ți-o sape? Mă întreb așa, ai 3, deci, unul e Nicușor, vină mă tu să sapi? Nu, că mi-e milă să-i dau sapa. Adică, tu când vii să preiei un oraș ca București, bă, București e un colos, o demență. Oamenii nu realizează ce înseamnă administrație, ce înseamnă... Femeia asta, Gabi, care, cum să vă spun, această nație misogină și, mă rog, electoratul și presa din București încearcă cumva, și este o aberație, să o catalogheze cumva ca fiind nevasta lui, etc. Asta se întâmplă în societățile mediocre. Firea nu merită să fie primar, că e nevasta lui Pandel. Po bune, mă? Păi băi, mafioților, noi trăim într-o țară
nebunilor bărbaților, în care 99% dintre fătălăi nu mișcă în fața nevestelor. Și firea ia lui Pandele? Aul! Dar cum adică mă ia? Cum mă voi nu mișcați acasă niciunul? Vă bat alea ca pe covoare? Și la propriu și la figurat? Și gata, tată! Firea ia lui Pandele! Ce înseamnă asta? Vă spun eu. Nimic. Frustrare. Mediocritate. Misoginism. Hai o să vorbim despre femeia asta care a făcut cât? 50 de bărbați. Tot. Eu nu pot să înșir. Eu am luat la propriu. Eu nu comunic cu ea pe ce face sau niciodată, cu nimeni din jurul ei. Citesc ca și voi pe net. Ce pune ea? Ce se... Dar eu analizez. Bă, băiatule, nu există primar în istoria Bucureștiului care a făcut cât ea. Nu contează de ce. Când a fost conjunctura, când a fost... Da, eu susțin. A făcut enorm. Și o susțin ca femeie. Da, o susțin. Moc. Eu înjur Moca. Iubesc Moca. Fac totul Moca. Că... Păi, nu ești cam amețit în condițiile astea? Iubești Moca, înjuri Moca, da. Susi Moca? Păi de ce? Păi nu știu. În ce sens sunt amețită? Sunt asumată. Nu sunt amețită. N-ai cum să mă... Adică de asta te-am întrebat de la început de emisiune. Nu, amețitele nu fac nimic Moca. Alea nu fac... Aaa. Păi de asta am întrebat de la început. Care e dicționarul? Dicționarul amețitelor și mafioților? Păi, păi da. Mafioții sunt ăștia care oard ei misogini când au voie să iasă afară din casă cu pudelul să-l plimbe, că ei atunci sunt bărbați, știi? Atunci e firea lui Pandele, când tu îți plimbi pudelul, nebunule. Tu când ești cu pudelul ăla cățel de la atâta și îl plimbi în lesă, tu atunci o faci pe firea că e lui Pandele. Atunci, când ai voie să vorbești, tu n-ai voie niciodată să vorbești și tu vorbești de femei care au condus Pandele, un oraș 4 ani. Pandele ce e? Ele mafios sau ce e? Cred că la ora asta oricum cred că e pe jos dacă se uită la televizor, adică îți dai seama. Mă rog, cred că e destul de hârșit, nu cred că îl mai impresionează ceva, cred eu, cunosc, nu-i prieten, așa, îl cunosc ca și voi, probabil tu mult mai mult, dar avându-l invitat sau nu știu, dar nu, cred că e foarte hârșit, că na. Cine câștigă doamna la București? Ei, ți mai mă, cine? Gabi, nu. E îngroapă Gabi? E îngroapă Dănuța. Gabi nu vrea să îngroape. Dănuța, nu se poate colabora în această direcție cu Gabi. De aceea eu am luat-o singur. Eu am plecat și eu îmi văd de drumul meu. Nu, îi rupe Dănuța frumos de tot pe toți. De ce? Pentru că îmi place să real, să sprijin și să susțin oamenii care fac într-adevăr ceva pe bune, adică nu, cum... Eu nu sunt de acord, repet, cu tot ce face Gabi, cu felul în care tace Gabi, eu nu sunt de acord. Adică eu în locul ei făceam nasol până acum. Ea nu e așa. Eu nu știu cum a supraviețuit, dar mă rog, 4 ani. Real, nu suntem... nu ne asemănăm din punctul ăsta de vedere, adică eu făceam ca lumea. Nu cred că era cineva înscris. Tu să caindezi vreodată? Nu. Eu nu cred că era cineva înscris. Știți? Că există... Era un primar la Constanța, îl chema Mazăre. Și te înscriei degeaba. Că era el. Cred că genul ăsta... În genul ăsta aș fi văzut-o eu pe Gabi ca temperament. De ce? Pentru că a ține Bucureștiul ăsta... orașul ăsta care este cel mai mare, mă rog, din România, mă rog, capitala, și realmente a reușit să faci naibii ceva înconjurată de, mă rog, lichierele astea și e foarte greu, e ceva, nu știu, e îngrozitor. Și ea a rezistat cumva menținându-se așa într-o, nu știu, are ea vibe-ul ăsta așa să fim buni non-stop, să, mă rog, nu sunt de acolo, uite, vezi? Nu sunt. De-aia eu am luat-o singură. Când spun, la un moment dat am spus într-un verdict că eu sunt șefa de campanie a lui Gabi sau că eu, mă rog, mi-am asumat pur și simplu asta. De capul meu, da. Nu e, nu sunt, nici nu știu dacă are șefa de campanie.
Apropo, Nicușoră, a, e Vrareș, am uitat, de ieri. Până ieri e fratele lui. De el e fratele lui și că se va ocupa de campania lui, a zis. Deci eu zic că nu. Nu? Nu. De ce? E rupt pe genunchi? Nu, nu cred că Rareș va face asta. Atât de susținut. A, da? Da. Nu cred. Crezi că lasă pe Orban să-și rupă gâtul cu Nicușor? Vedeți, asta este un subiect și o abordare pe care eu o consider greșită și am și spus-o în verdictul de ieri în care am vorbit suficient de mult de... Cheamă-mă să stea cu... Mimica e că nu știu că e... Se dragă așa un pic, da? Da, e așa, tu știu, ca un băiețel mic care nu știu ce. Mă rog, să-l voteze pe femeile, pe Nicușor, ca pe un bărbat. Așa, nu. Chiar glumim aici. Dar, uite că ai spus foarte bine. Deci Orban să jupă gâtul dacă pierde Nicușor. Păi de ce să jupă gâtul? Păi cine l-a pus pe Nicușor candidat? Alianța de dreapta. Adică în și... partid de acolo știu cine a insistat, cine okay. l-a pus. L-au cine... pus împreună, da? Cu ăștia de la USR plus 2 și un sfert. Ok. Cum? Uite, ce ia uite. Cum? A USR plus 2 și un sfert, așa le spun eu. Plusul nu, da, partidul. M-am făcut că n-am înțeles. USR, mă rog, așa le spun eu. În, eu sunt non-stop într-un pamflet. Uitați-vă. De ce are, domne, că e... N-am nimic, eu n-am cu fizicul oamenilor și cum știu, dar... N-ai cum, l-au dus, l-au da, pus acolo afară. Să știi așa, că vorbești cu el, e un tip ok, adică e un tip... Păi eu asta spun, el e ok, el nu e ok să fie primar, nu că nu e ok ca om. Eu nu cred că el vrea să fie aici, oricum, dar nu contează asta. Nu vrea să fie primar? Nu, niciodată, eu nu cred asta, dar nu contează. El e foarte bine așa cum e pe drumul lui, mă rog, cu ce face astăzi, cu ce a făcut în ultimii ani. Și a făcut așa o cărăruie ok, pentru el e beton. Ce face? Vine primar și ce face? Îl hăituiesc ăștia, dimineața până noaptea, toată dreapta sau cum face? Că ăștia s-o sut pe el. Toată dreapta e pe el. Toate astea trei partide au fiecare câte 10 oameni, să zicem, sau câte 20. Ce face? Îl taie pe ăsta felii și că el trebuie să răspundă tuturor că l-au susținut toți. Este așa. Nu este altfel în politică. Tu, după aceea, conduci Bucureștiul cu toți ăia care te-au susținut. Nu. Păi de aia ce au făcut? Au venit pe gratis? Că și când vă uitați la listele de consiliere, bă, se bată și să salveze orașul, mă, să-mi terminați, mă, să salveze, mă, orașul, toți consilierii pe liste, să tăbălesc pe jos. Păi ce salariu are, bă, un consilier? Știe cineva? Măricel. Aoleu, spun eu, 1000 de lei. 1000 de lei ce are? Vă zbateți, mă, nebunilor așa, ca să ajungeți să luați 1000 de lei pe lunică? Da, 1000 de lei are un consilier. Auzi, pentru faptul că vorbim de chestii electorale, poate pune și pe ecran, că asta e acum, dacă am ajuns să vorbim aici, că nu estimam că ajungem aici. 1000 de lei un consilier. Ce s-o bate, mă, ăștia așa să fie consilier? Cred că vor să salveze orașul și țara. Eu așa cred. Așa ești convinsă, nu? Păi pe 1000 de lei te bați în halul ăla, candidezi, te tăvălești, votează-mă consilier. Nu mă, ei se bagă să susțină candidatul să poată să treacă proiectele. Pe 1000 de lei? Râde lumea. Deci tu, consilierule, te duci pe 1000 de lei să salvezi orașul pentru Dănuț. Asta vrei să spui. Corect? Corect. Corect. Deci, consilierii, ca să știți voi, sunt niște oameni din ăștia buni care se duc să formeze consiliul unde stau ca sclavii pe 1000 de lei ca să salveze orașul pentru noi. De-aia sunt în consiliu. Îți mai place cineva care candidează în București? Dacă ești pe genul de a susține femeile... Da. Nu știu, mai susții pe cineva? În București? Nu. Da. Nu? Nu-mi place nimeni. Vezi? Ce te așteptai? Să zic că îmi placea de la PSD? Nu. Nu, nu mă așteptam să zic asta. Nu-mi place nimeni în București. Dar îmi displac mulți. Despre aia vorbim. Nu, nu-mi place. Nimeni, nu știu. Măi, în București sunt primari care sunt foarte iubiți, cum e ăsta de la 3 Negoiță, etc., care s-a îmbolnăvit. Da, chiar e, da. S-a îmbolnăvit. Păi n-are COVID? Are, are. I-a trecut? Așa. Ei, na, e clasă. Așa. Care na, e foarte iubit la el în sector, whatever, nu știu ce. Sunt ăștia. Nu știu cine mai e. Ăla care a făcut piața aia superbă. La 4. Da. Nu știu cum îl cheamă. Care chiar e mișto aia. Și eu când am văzut la televizor? Eu am văzut astăzi la știri că, nu știu, chiar wow, mă rog.
Bine, acum pentru o piață, dar înțeleg, nu știu, că a făcut. În rest, nu. Cine? Păi zi-mi tu unul mișto. Nu-i nimeni. Sunt primari în țară, însă, care cred că sunt foarte, foarte ok și cred că sunt și o să-i studiez pe fiecare și sunt. Asta le-am spus în toate verdictele oamenilor. Votați oamenii care au făcut ceva. Nu tot, nu există niciun primar care a făcut tot. Dacă luați așa istoricul primarilor din București, gândiți-vă că fiecare primar este asociat cu ceva. Că Traian Băsescu cu câinii, că asta s-a ținut minte. Contează. Eu i-am spus, bă, Gabi, eu, dacă ar fi să fiu un analist ăsta, eu nu pot să te asociez pe tine cu nimic, pentru că ai făcut prea mult. Tu trebuie să faci 2-3 chestii. Nu 700. A făcut enorm. Real. Enorm. Cum o să fie campania asta? Datorită mie, beton. Superbă, am pus să muri. Te bagi? Păi sunt băgată, ce să mai fac acum? Să fug? Acum nu vreau să zici că nu ești sora lui Gabi, adică... Păi nu mai pot, pentru că Rareșe fratele lui Nicușor. Dacă Rareșe fratele lui Nicușor, păi eu sunt sora lui Gabi de sânge, nu? La cât am urlat. Ani de zile. Că nu e vorba de campania asta, nu? Eu o susțin realmente de ani de zile așa, pur și... Deci nu o cunoșteam. M-am cunoscut anul trecut. Dana... Este realitatea. Aș fi vrut să vorbim despre multe lucruri. Avem aici fotografii, chestii, momente, nu știu ce. Tu ziceai, hai să nu facem mai mult de o oră. Uite, a trecut o oră jumate, da? Și de-abia ne-am încălzit. Ne-am încălzit, hai. Doar să nu ne dezbrăcăm. Uite, doamna asta îți place, de exemplu? Uite, mă, adică, despre asta, adică... Ludovic Orban, care e de 30 de ani în politică. Tu, personal, care faci asta de 20 de ani, probabil, da? Emisiuni, doar campanii politice. Ok, eu nu. Tu, dacă ai fi Ludovic Orban, te-ai uitat la asta și ai zice sunt mândru că asta e ministrul la mine în guvern? Eu nu cred. Uite-o, e cu un ligheam pe acolo. Ce faci? Bă, adică, ați ajuns să... Adică, știi, asta este hashtag-ală de asta, cum zic eu, în care, băi, că nu mai contează nimic, nu mai contează, ești politician, lasă-ne cu ligheanul și chestia asta, bă, cu noi care suntem în piață și facem nu știu ce cai vers pe pereți și suntem această asociație civică care face niște tâmpeni, niște aberați. Ce scrie, mă? Vreau căldură. În ligheanul totuși... Bă, stați așa că n-am citit, acum am citit cu căldură. Deci ăștia care urlă cu căldură. Cu țevăra aia și cu care ni se oprește apa caldă nu știu unde, etc. Într-un verdict am explicat. Cala imbecil. Ce să facă, bă, băiatule, firea? A ieșit Nicușor, el o să facă 100 de kilometri pe an de lân. Bine, Nicușor. Firea a făcut 200 nu știu câți dracu, scrie până. Oficial, nu că zice ea. Sau aproape 300, nu știu. Și mai are contractați. Deci, atât a făcut firea în 4 ani. Voi știți câți kilometri de țeavă sunt sub orașul ăsta? 4.000! Voi aveți dimensiunea a ceea ce eu spun? 4.000! Mai mult decât Bucureștiu. Cine dracu a făcut mă țevile astea? Mai mult decât Bucureștiu, acum că mă gândesc când vorbesc, are doar Moscova din toată Europa. Voi realizați că asta le-am spus în verdict. Bă, când urlați, să facă fire, nu poate să facă nimeni mai mult, că n-ai când fizic să locuiești. Eu la mine acasă am înlocuit țevăraia, după care țevăraia, nou-nouță, țiplă, nu știu, ieșea în stradă. A trebuit să înlocuiesc jumătate stradă de țeavă, că s-au acordat mai multe clădiri, whatever, și vechi și nu știu ce, la țevăraia. Păi este imposibil să faceți asta. Voi nu știți ce înseamnă asta. Decopertezi un oră, dar nu e numai despre asta. Este vorba despre volumul de muncă. E o aberație. A zis ăsta că face 100 de kilometri pe an, da? Nicușor, că vine el și face 100 de kilometri pe an. Că aduce niște firme și face. Mai tași, bă, odată ne-ai zăpăcit. Da. Cine ți-a spus să spui asta? E o prosteală. Deci, ăștia care îți fac ție campania și spun ce să spui, sunt tâmpiți, aia nu gândesc, nu știu. Ok, firea a făcut aproape 300 în 4 ani. Hai că a făcut ca tine, cum o să faci tu când nu o să fii primar. Dar nu contează asta. Bă, a făcut 200 și ceva de kilometri de aia. Ăsta e ce că a făcut 300, 200 și ceva de kilometri. Sunt oficiul, nu se calculați de aia.
Ce să fac? 4.000! Normal că s-o oprești și apa caldă care se oprește non-stop. Păi cei de la firea? E de la cetul. Etică, astea sunt, știți cum sunt astea? Subiecte de campanie, subiecte de vrăjeală. N-am apă. Ăia au terminat cu poluarea. Băi, ați terminat cu poluarea? Că erau o lună, două luni, a fost cu poluare. Ce poluare, mă, nebunilor, că era de la Costică. Au urlat, firea ne poluează. Care-i fire? Era o groapă de gunoi sau ce dracu ardă aia pe acolo, era de la Costică. Costică imediat, stai, domne, puțin. Care-i Costică, mă, de la? Bă, la Costică, cum îl cheamă, de la poluare? Cum îl cheamă? De la mediu. Eu am porecle pentru toți și nimeni știu după numele real. Îl cheamă Alexe. Nu, așa îl cheamă? Costel. Costel. Eu îi zic Costică, fă poluarea mică și nu mai știu cum îl cheamă de familie. Poluarea mică? Costică, fă poluarea mică. A, fă poluarea mică. Fă poluarea mică, așa e numele lui. Dar să știi că nimeni nu știe decât după numele ăsta. Eu nu știu despre ce Alexe vorbești, că nu îi spune nimeni așa. Totul nu îi spune așa. Ăsta Costică, gata, silence. Cum s-a demonstrat, urâcă am urlat, că eu urlu singură cu câte două săptămâni pun subiect ca să se înțeleagă cât de cât nu neapărat să schimb mentalități. Că n-ai cum, că eu sunt una, nimeni. Dar urlu pe un subiect ca oamenii să înceapă să citească, să se uite. Băi, cum s-a aflat că e de la Costică? Bă, stai, dragi, dacă mai urlă vreun hashtag despre poluare. Bă, nu-i mai deranjează, mă! Pune, lăsați-mă că puneți mască acum că am zis tătarul și nu mai simți nici o poluare, că voi vă place cu mască în orice situație. E ok. Oriunde în această lume există nivel de poluare în toate orașele. Sunt orașe în care, vorba aia, nu se poate sta, etc. Dar nu e de la fire, n-are ce să facă firea. Firea poate să facă ce are ea de făcut. Uite, o altă... Gata, am început campania. Deci, uite, un alt subiect foarte bun. Traficul. De ce e trafic în București? Din cauza lui Fire. Totul e din cauza lui Fire. Nu. E din cauza PSD-ului. Care a scos taxa auto. Corect? Corect. Corect. Păi asta e viață. Trebuie să fim corecți până la capăt. Cu Dănuța nu putem să fim decât corecți, da? A scos taxa. Ce-i păstrăzi? Toate răblele vreodată. Că tu nu ai mai plătit taxa aia. Nu, tu ai adus 30 de mașini. Ce-ți băgă fire? Ce-ți băgă? Să dea foc noaptea pe la mașini? Să mai împuțină mașinile de pe parcări? Ce să facă fire? Bă, toate niște aberații și niște fantasmagorisme din astea pe care publicul le halește că vine unul și zice eu când o să vin o să fac nu știu ce. Nu, cei mai tari știți care sunt în camere și v-am spus și vă rog pe cei care vor să înțeleagă ceva din ce înseamnă politica. Bă, să nu votați în viața vieților voastre un politician care iese și spune venim să eliminăm corupția din administrație. Mamă, când a zis asta, ai fugit. Nu există, deci nu ăla e cel mai ipocrit. Ăla este cel mai corupt. Ăla care spune asta, nu există așa ceva. Asta este o lozincă imbecilă. Și vă explic și de ce, repede și gata, că vreau să facem catering. Tu, ca politician, poți fi doar politically correct. Că de-aia există și expresia. Adică corect, dar nu tot. Dar că n-ai cum, că e politică. Deci e și corupție, da? Compromis, corupție, cum vrei să-i spui. Pentru că tu cumva trebuie să ajungi la un compromis ca să faci lucruri. Fiecare primar face asta cu consiliul pe care îl are, care este multicolor de PDV politic, da? Deci, orice primar trebuie să ajungă la un compromis cu restul. Ăla de la USR îi votează lui ăla ceva de la PNL, dacă și ăla de la PNL îi votează lui ăla... E firesc, adică cine vrea să facă abstracție de această realitate este un ipocrit și trăiește într-o lume paralelă. Consiliile astea, unde se duc ăștia pe 1000 de lei să salveze orașul, nu, se duc ca să facă combinații, trezire. Toți, din toate partidele. E normal, hello, bună. Ăia, cum crezi? Ăia au uitat ta lista de votat. Stați liniștiți, de la toate partidele, cu toate combinațiile, nu? Mă rog. Adică, haideți să fim real, gen, puțin, da? Dacă se poate. Politically correct este oriunde pe glob. Nu numai la noi. Compromisul ăsta care la noi se numește corupție și afară lobby există peste tot, e normal. Tu ca politician în momentul în care venim să eliminăm corupția, nu există așa ceva.
Asta este o minciună sfruntată. Nu există asta. Cum să elimin corupția? Că tu trebuie să te înțelegi și tu ești de la PNL. Dar clanurile pot fi eliminate. Și-a dat demisia șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu. Sunt foarte tristă. De ce? Când am intrat, s-a întâmplat asta. Când am intrat și... Pentru că ăsta a fost un subiect foarte neînțeles, cred eu, de absolut toată lumea și asta din cauza presei, care este în proporție de 90% complet imbecilă și aservită cretin la propriu, fără să gândească. Nu știu de ce și-a dat demisia. Eu nu cred că și-a dat demisia, eu cred că, mă rog, știți cum e, când îți dai demisia, trebuia să demisionezi. Și ți-o cere cineva. Și vorbim despre șeful poliției. Eu l-am cercetat. Păi nu el de regulă, adică invers. Ăștia cercetează în ce nu, pe eu l-am cercetat, adică pe Google. Eu am pe cineva în spate, știi asta. Pe cine? Google-ul. Cel mai tu ești șefa la Google? Nu, Google-ul e spatele meu. A? Că existau toate legendele astea, că cine e în spate? Google. Și le spun tot, e Google-ul, mă. Adică poate să fie și în spatele vostru. Google-ul e cel mai șmecher. Te enervează chestia asta că spun că e cineva în spatele tău? Nu, dar e firesc. Păi cum, există cineva în care n-are pe nimeni în spate ca mine? Nu. Și atunci e normal să crezi asta. În general, oamenii trăiesc cu propriile percepții despre lume, care sunt despre sine. Este normal. Adică, normal, oamenii își fac povești, ei nu pot altfel să ajungă să fie confortabili cu un adevăr care nu-i reprezintă. Și atunci, normal, creează povești, dar e firesc, acum, pe bune. Așa, și l-ai cercetat pe Google. Și l-am cercetat. Că am văzut că, dom'le, că de ce s-a întâlnit cu ea? Am făcut și verdict. Băi, vă dați seama? Hai că nați, ia că nați. Dar presa, cât de cretină! Cum să comentezi așa ceva? Cum să te minunezi că miliția se întâlnește cu interlopi? Oriunde pe glob, bă, băiatule, se întâmplă asta. Cum să fii atât de imbecil? Poliția are infiltrați în lumea interlopă și viceversa. Bă, sunteți nebun, da, mă? Oriunde pe glob, în toate milițiile. E așa. FBI-ul, oricine folosește infractori, mafioți, interlopi pentru a-și rezolva cazurile. Este firesc și normal. Normal că stau de vorbă cu ei. E o aberație. Adică felul în care s-a rostogolit tâmpit. Mi-era rușine mie. Cercetă-i. Bun, Dana, eu l-am criticat unor pe șeful poliției, că așa e cu presa. Dar, în seara asta nu pot să nu spun faptul că am auzit despre Liviu Vasilescu chestor ce e, că e foarte, era un om socotit extrem, extrem de profi, de super profesionist, păi și aici, respectat. Nu, gândește-te atât. Și cred că știi, sau nu știu. Clar. Omul a fost șeful DOS 12. Dosa. Bă, vă rog, populație. Operațiuni speciale. Bă, DOS 12 ani. Păi înainte să-și dea demisia, am văzut știrea cu nu știu ce captură de droguri. Una dintre cele, cred că e cea mai mare, sau nu știu, ceva așa. DOS 12 ani? Uitați-vă ce a făcut DOS-ul 12 ani. E simplu. Adică omul era polițist. Adică era de ăsta, de carieră real. Nu că îl aduci pe unul și îl pui în șeful poliției. Adică chestia asta cu demisia și fericire. De ce l-au dat afară? Adică, de fapt, demisia ce? Nu știu, este un amănunt care eu cred că e foarte important. E un amănunt cum ar fi că vin alegerile? Logic. Suntem pe altă planetă sau ce? Normal. L-au executat, dar n-am înțeles de ce. Adică nu am înțeles unde s-au împiedicat de el. Dar, mă rog, n-am ajuns să cercetez. Adică nu, că chiar nu pot să cercetez realmente ce se întâmplă în poliție real. Dar nu, aici, asta cu el și-a dat demisia este o aberație. Însă, există o lege care nu cred că a trecut, nu cred că este promulgată încă, inițiată de PSD, cum că șeful poliției nu mai poate să fie, că aici e foarte important și cred că un moment important pe care poți să-l dezvolți tu. Eu nu pot, că sunt un cetățean. Și eu n-am atâtea, mă rog, pârghii și câte ai ce tu. Sunt? Tot un cetățean. Păi nu, tu nu ești un cetățean. Tu ești Mihai Gâdea, care ai
nu? Emisiunea cu cea mai mare audiență și etc. de 20 de ani și faci asta, ești un reprezentant al presei foarte important. O ai pârghiile să poți să analizezi și să poți să, mă rog, afli mult mai multe decât mine. Eu n-am decât Google. Deci, el nu poate fi de, astăzi șeful poliției nu poate fi demis de ministru. Doar de prim-ministru. Așa. Așa este, nu? Da. Pentru că are rang de secretar de stat. Este o lege pe care PSD-ul a schimbat-o. Ea a fost așa și PSD-ul a schimbat-o și acum, mă rog, ea este votată, dar nu este promulgată. Deci, n-are nicio legătură cu ministrul de interne demisia. Suntem la finalul acestui interviu. Ți-a plăcut? La noi în emisiune? Da, nu m-am simțit într-o emisiune. Nu? Nu. E un studio foarte, foarte mare, ca să știți, imens, și, dar e puțină lume, toată lumea are măști, în afară de noi doi, și e liniște, așa, nu, e foarte frumos. E foarte frumos, nu știu, eu am crezut că e mult mai tensionată atmosfera. Știu că ești o mamă bună. Și la finalul acestei emisiuni, pentru faptul că fetițele tale se uită la noi, și dacă nu s-ar fi uitat, ultima întrebare ar fi fost aceeași. Ce putem face noi? Tu care vorbești pe net și se uită lumea la tine, noi care poate stăm în fața televizorului acum sau eu știu ce facem. Ca într-un fel, chiar dacă noi nu vom fi niciodată nici Franța, nici Germania, nici măcar Spania. Ei când vor ajunge ca noi să nu mai aibă aceeași senzație pe care probabil de multe ori în seara asta vorbim despre diverse subiecte am încercat-o noi. Să rămână, să plece de aici, e vreun niciun alt motiv pentru noi nu cu adevărat să trăim. Ce gând ai pentru ele, au 16 ani, care e lucru care pe care îl vezi ca o soluție cumva pentru ele? Pentru ele nu mai există soluție în România. Ele sunt... E închis? E închis. Pentru ele, pentru că ele fac... Tu ai greșit că te-ai întors studiind în afară? Da. Dar ele... Am greșit și... nu se întoarce nimeni de afară să salveze țara. Să nu haliți nici asta, vă rog. Nu există această realitate. Însă, pentru ele este foarte târziu. Ele au 16 ani. Eu mă lupt doar pentru a le putea oferi o școală extraordinar de bună la Londra. Mă lupt pentru asta și voi reuși. Vreau să crească acolo, să se formeze acolo ca adulți, într-o societate civilizată care respectă cetățeanul, care etc. Dar da, există pentru poate generația care are astăzi 3-5 anișori. Cred că singura salvare este realmente sistemul de educație, schimbarea sistemului, îmbunătățirea. Educația este foarte importantă pentru că ne formează civilizația din care urmează să facem parte, statul ăsta. Adică, și cum să vă spun, eu nu cred în România integrată, nici în UE, nici nicăieri. Eu cred într-o Românie care se salvează singură. Avem enorm de multe resurse, inclusiv umane. Lucrează afară, da, sau aici, nu contează. Avem enorm de multe resurse aici. Și regimul politic care vine, partidul, omul, nu contează. Trebuie să reușească să găsească soluția aici. Noi suntem un stat mic. Noi nu vom fi niciodată un stat mare. Statele mici trebuie să se descurce singure, până la limita la care pot. Și să fie suficient de inteligente. Să găsească în unele state mare niște parteneri care să-i scoată sau să-i ajute să nu te scoate nimeni. Nu să găsești, să găsești niște parteneri. Cât de cât. Da? Cât de cât. Îți mulțumesc tare mult, trebuie să mă opresc. Mi-a făcut mare plăcere. Și dacă ți-a făcut și ție, înseamnă că o să ne mai vedem. Asta o să fie dovada. O să ne mai vedem în studio ăsta. Mulțumesc. Dragii mei, scurtă pauză. După pauză, ce se întâmplă cu școlile? Toți părinții, toți bunicii, toți copiii să se uite, pentru că e foarte important. Ne întoarcem. Doamnelor și domnilor, haideți să ajungem la cel mai important subiect.